Partenerii emisiunii: Centrul Comercial Unic, Babyliss, MAC Genți și Accesorii. Несмотря на то, что сегодня наших прекрасных дам нет рядом с нами, мы сегодня с мужской командой. Мы все-таки закончили эту съемку прекрасную. И хочу сказать, что мы очень даже хорошо справились. Так что мы, наши прекрасные леди, если вас очередной раз не будет с нами, мы справимся на 100%. И я, наверное, хочу сказать, начнем обратный отсчет, Андриан. Три, два, один. Вау! Нам куминки. Супер. Все. Трансформария и экстраординария. Браво, сантец мишти мачичан. Супер. Встречайте. Ой. Принимайте, что не узнаем, да? Я думал, это сотрудник наш. Честно, я тут... Включаю вас. Ваши руки. Не плачь. Мне рядом с тобой не стоять. Как хочешь. Умрей. Ужасно красиво. Ужасно красиво. Фарт фромаз. Фарт. Все, дря. Фарт фромаз, драгос. Йоки армонтиарик у нас. Не ходи. Mulțumesc mult și dumneavoastră vă doresc succes mare în ceea ce faceți, că faceți foarte bine. Спасибо вам огромное. După o discuție de o oră și jumătate în terapie, am descoperit că în spatele unui profesor se află o femeie, o femeie sensibilă, o femeie care este dornică să cunoască lumea asta în alte culori, așa că, dragă echipă, să ne punem treabă și să facem o transformare tare frumoasă. Are nevoie de o transformare și știți de ce? Pentru că curând se recăsătorește și vrea să fie o nouă femeie frumoasă, o nouă femeie cu stil, iar eu am zis că aici echipa Madame își va pune bine amprenta. Ну что с твоей гаммой, не знаю, может быть там при тонировании была немножко ошибочка, и она у нас слегка отдает, слегка в темный оттенок. Но надеюсь, știu că îți plac culorile, da. E ok să le purtăm. Nu știu dacă ți-aș da un astfel de roz. E prea aprins pentru fototipul pielii pe care l-ai, un astfel de galben, un roz așa, mai stins, mai pastelat, da. Astfel de nuanțe aprinse e prea chicios. Un singur lucru este clar, avem o transformare de 100%. Una radicală așa, cum ne place nouă. Bine v-am regăsit într-o nouă ediție. Madame, participanta de astăzi este Valentina, are 34 de ani și este profesoară de limbă engleză. Are o istorie impresionantă, dar vreau să o descoperim împreună.
Numele meu este Valentina Duzinchevici, am 34 de ani. Sunt încântată să particip la emisiunea Madame. Sunt o mămică împlinită, aș spune eu. Am atât fată cât și băiat. Și o viitoare soție. Câteva cuvinte despre participanta noastră de astăzi. Este muncitoare, curajoasă, răbdătoare și o mare visătoare. Din acest motiv a ajuns și în proiectul nostru. Valentina este profesoară de limbă engleză și se poate mândri cu cei mai tari studenți și cele mai faine colege. Tot ele au împins-o și spre marea schimbare. Este divorțată, dar are doi copii minunați. De curând, norocul i-a surâs și a întâlnit dragostea vieții ei, cu care urmează să se căsătorească. Noi vedem asta ca pe un motiv extrem de serios pentru o schimbare radicală. Este o persoană foarte deschisă, emană căldură, am găsit limbă comună cu ea de la început, interacționăm foarte ușor. Pot să spun că este foarte receptivă și ca profesoară este dedicată și își face lucrul cu mult profesionalism. Schimbările de loc eu cred că sunt benefice pentru fiecare dintre noi, indiferent că astăzi vom avea o transformare de loc pentru Valentina sau inclusiv pentru mine, pentru că chiar eu personal apelez foarte frecvent la stiliști pentru că îmi place să aduc un aer nou în garderoba mea și să mă simt diferit. Valentina este o fire energică, foarte pozitivă, un profesionist de excepție, dornică mereu de schimbare și de a face lucrurile mai frumoase. Cred că această experiență va fi una foarte plăcută și va aduce multă energie nouă în activitatea ei profesională cât și personală. Este mereu receptivă, mereu ne ajută, suntem prietene, suntem ca o familie, mereu ne dăm sfaturi, ne susținem reciproc. Este foarte plăcut să lucrăm cu ea, deoarece niciodată nu a zis nu, niciodată nu s-a împotrivit ce am zis noi da. Suntem mândri de ea și ne bucurăm enorm pentru faptul că are această posibilitate să se prezinte astăzi aici și sunt sigură că o să fie un rezultat extraordinar. După o discuție de o oră și jumătate în terapie, am descoperit că în spatele unui profesor se află o femeie, o femeie sensibilă, o femeie care este dornică să cunoască lumea asta în alte culori, așa că, dragă echipă, să ne punem pe treabă și să facem o transformare tare frumoasă. Să le zicem celor de acasă că noi deja am discutat, am făcut testele, am înțeles ce tip de personalitate dumneavoastră sunteți și am zis că să discutăm în continuare despre rolul ăsta de mamă. Și vreau să vă întreb cum sunteți în rolul de mamă. Păi, pentru început aș putea spune că e o muncă colosală, dar cred că fac o echipă împreună cu copiii mei. Împărțim responsabilitățile și mă ajută. Vreau să introduc apropo asta. Sunteți mamă care înlocuiește și pe tata. Pentru că sunteți după divorț și o perioadă destul de lungă, de câțiva ani, deja creșteți singură copiii, educați singură. În ce moment vi este greu în educația copiilor? Cred că mi este cel mai greu cu adolescenta mea. Cea de 11 ani, da? 11 ani, fiica. Și cred că nu reușesc să le acord destul de mult timp pe cât ar fi necesar, pentru că în mare parte sunt la muncă. Dar încerc. Ați simțit că au suferit și cine din ei, băiatul sau fata, ați văzut că mai mult a suferit după divorț? Eu cred că au suferit ambii, dar s-au manifestat diferit ambii. Dacă băiatul e mai mult atașat de mine, fiica, într-un fel, e mai retrasă și s-a închis în ea. Ați observat că s-a schimbat comportamentul fiicei, da? Din ce discutam anterior, ați spus că era o fetiță activă, veselă, da? Dar acum lucrurile s-au schimbat, luând în considerație și situația divorțului în care s-a adaptat, da? Și respectiv perioada adolescenței, da? Care deja s-a instalat în viața ei. Spunem că adolescența acum, în vârsta actuală a copiilor, se începe de la 9 ani, la unii la 11, da? Deci cumva, dacă înainte adolescența era 13 ani, acum din punct de vedere dezvoltării mentale, totuși adolescența vine mult mai devreme. Vreau să îmi ziceți care sunt obstacole, cum aș fi putut eu să fiu dumneavoastră util în ce ține situațiile complicate cu fetița sau băiatul.
Deci, cred că am nevoie de ajutor, anume să vă dați un sfat. Cum m-aș descurca cu fiica la perioada aceasta adolescenței, ca să îi fiu mai mult prietenă și ca să nu mă văd atât de închis în ea. Ce vă este cel mai greu în comunicare cu ea? Mi-este greu pentru că ea, în mare parte, boicotează lucrurile. Absolut tot ce o rog, ea cumva refuză. Adică, de ce eu? Permanent apare întrebarea, de ce eu? Și, iată, cred că la nivel și de comunicare undeva am un obstacol pentru că nu pot să ajung la ea. Cumva ați caracterizat clasica situația adolescenților și aici sunt patru caracteristici adolescenților. Prima este nevoie permanentă de a se distanța de părinți și este o nevoie sănătoasă. Părinții care ne privesc să nu interpreteze că au pierdut contactul cu adolescentul său. Din contra, adolescentul este ok să se separe din când în când, să se închidă, să mai gândească, să comunice cu grupul de colegi. Deci cumva să existe separarea asta, un pic mai puțin comunicare, oricum o să existe. Al doilea element este un element pe care l-am auzit dumneavoastră, refuzurile permanente. Nu, 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 da? Sau opoziția asta, peretele respectiv. Asta povestește despre faptul că ea cumva vă învinuiește în interior despre lucrurile care li s-au întâmplat lor, da? Sau ei s-au întâmplat. Și poate să nu le spună direct, dar aceste nu reprezintă nu te accept mama. Și aici vă recomand să faceți un lucru extraordinar, să vă deschideți, să vă arătați sensibilitatea. Măcar o dată în săptămână să o scoateți în afara casei. Cum observați, cum se înțeleg fratele și sora? Pentru că aici știți cum toți au conflictul ăsta. Este un moment, ea îl domină pe cel mic, adică în cazul în care o rog pe ea să facă ceva, ea transmite mai departe ștafeta, să zic așa. Dar cel mic, pentru că el e mai loial, ca de obicei se supune, ea nu știu de ce, dar are o influență asupra lui, să zic. Probabil are și calități de lider. Da, de ce ea reușește să aibă siguranța asta că poate transmite fratelui, da, task-urile de realizare. Da. În rest, ei se împacă bine pentru că mereu au fost împreună, n-au fost separați, mereu sunt împreună și pe ansamblu se împacă destul de bine. Un sfat pentru băiatul dumneavoastră, pentru că el a rămas cumva unicul bărbat în casă acum și aici este bine să-i vorbiți mai mult despre ce înseamnă un bărbat, cum se comportă. Nu să fie greu până când nu o să aibă un bărbat exemplu acasă, așa că încercați să faceți comunicare cu rude, cu frații dumneavoastră în care băiatul să vadă exemple masculine. Asta o să-l facă sigur, în special în zona școlară. El acasă poate să simtă bine, dar faptul că nu locuiești împreună cu genul masculin, îl poate face un pic mai fragil în zona socială. Așa că faceți contact băiatului cu rudele de genul masculin. Este momentul ăsta la oricare observație, să zic așa, de-a mea, încep să plângă. Avea momentul ăsta. Fragilitatea asta se întărește prin comunicarea lui. Încercați măcar o dată în lună să-i faceți un întâlnire cu cineva din rude, de genul masculin, și atunci el o să înțeleagă. De la bărbat la bărbat altfel se transmite. Despre experiența la psiholog pot să spun că a fost una foarte plăcută, neașteptată. Pot să zic că doamna psiholog este o expertă. Nu am avut tangențe anterior cu psihologi. Sfaturile au fost super utile și am să le utilizez cu siguranță pe viitor. Vă salut într-o nouă ediție, madam. Participanta de astăzi este Valentina. Are nevoie de o transformare și știți de ce? Pentru că curând se recăsătorește și vrea să fie o nouă femeie frumoasă, o nouă femeie cu stil, iar eu am zis că aici echipa madam își va pune bine amprenta. Vreau să analizăm și o să începem ca de fiecare dată cu Victor, pentru că până la urmă transformarea radicală vine de la capitolul păr. Analiză și expertiză. Но, судя по фотографиям, могу сказать одно, что ей блондинка очень хорошо. Даже если менять сильно цвет, я бы сказал, это было бы очень опасно. По цвету, типу кожи ей не очень-то будет хорошо, даже в темных тонах ей будет очень-очень-очень плохо. Ей не очень-то идет
сильно теплые оттенки. Хотя даже мне все хочется опять кому-то сделать персик, рыжий. Не хватает мне яркости. Но тем не менее, надеюсь, что у нас получится что-то исправить. Хай să vedem, sunt sigură că el deja e cu planul făcut. Cam același lucru am să spun și la capitolul vestimentar. Multe tare nu pot să comentez. Îmi place că are ținute ok, de bază, pentru silueta ei sunt potrivite. Îmi place tare mult cum îi stă în verde. Nu o prea văd în haine elegante. Можешь зеленый покрасить? Ar fi o idee, mă ajut? Для свадьбы в самый раз, мне кажется. Măi, mireasă cu păr verde n-am văzut, cred că fi 100%. Ceva. 100%. Deci eu trebuie să-i văd neapărat garderoba. Multe rochii care nu îi se potrivesc potrivit siluetei, trebuie să ne jucăm mult cu zona burticii, dar nu cred că e o problemă și aici, avem ce să facem. Haine suficiente sunt la unic, așa că Ana, te rog pe tine să comentezi. Pentru că știu că deja nu mai poți fără comentarii. La capitolul machiaj, din ceea ce văd, se machiază destul de bine. Văd atunci când merge la evenimente, este un machiaj profesional. Îi mergem cu buze roșii, chiar o accentuează, având pielea mai deschisă, ochii deschiși, părul deschis, deci îi dă așa un accent, ochii la fel, dar aici nu poți să dai greș în machiajul ochilor la ea, pentru că are ochii perfecți pentru, doar pentru a-i machia. Ce ține de sprâncene? Aceste sprâncene nu-mi plac deloc, deci ele sunt, nu știu, trebuie să văd realta toate sau nu, sau așa ea le face, dar sunt prea scurte și sunt, au așa o nuanță roșietică, ceea ce nu-i se potrivește deloc. Aici am să o văd și am să-i spun mai multe la acest capitol. Și la ruj văd că îi place nuanța de roz aprins. Am observat asta și în materie de ținute. Ăsta pastelat e ok, dar are niște... Da, chiar și pe aici, de... prin poze, văd. Ceea ce nu îi se potrivește oricum. Nu ne întoarcem la deci minus 10 sigură, ani în urmă. Sunt sigură că astăzi păr roz nu vom avea. Нет. А что, блин, красивые водички, просто раз. Красивые очи. Foarte. Are nevoie de rujuri nuanțe 2022, de ceva mai actual. Nu purtăm roz din ăsta strălucitor și aprins. Roșu îi se potrivește și la fel și nuanțele nude. Deci o să ai sfaturi și recomandări pentru ea. O să am sfaturi ea, și recomandări. Cu siguranță și Victor o să aibă. Eu zic să nu mai lungim acest dialog. 100%. Și hai să ne apucăm de treabă. Hai. Participanta de astăzi este Valentina și are 34 de ani. Analizând tenul ei, am observat că are probleme cu cuperoza și este o problemă destul de des întâlnită și probleme cu deshidratarea pielii, aceasta fiind uscată, cu toate că este elastică, dar este uscată, deshidratată și se exfoliază. Cuperoza este prima fază a rozaceei și apare ca niște steluțe vasculare sau capilarele la suprafață și se manifestă prin roșeața pomeților. În general, cuperoza nu se tratează, ea se poate doar ameliora, iar în cazul participantei noastre este aceeași situație, o putem ameliora prin îngrijire corectă, alimentație sănătoasă, să nu punem mânuțele pe față și factori de protecție zilnic obligator, iar aceste manifestări de roșeață a pomeților, pe bârbie, pe nas, ele se vor diminua. O procedură hidratantă cu ser din proteoglicani, cu vitamina A, F, E și vitamina C. Această procedură îi va hidrata mai bine pielea și va lucra cu aceste capilare ieșite la suprafață, iar la final am aplicat o mască hidratantă, o mască răcoritoare, care va fi un refresh pentru pielea ei, iar participanta chiar a zis că are un gen strălucitor și ușor. Pe viitor îi recomand participantei noastre să aibă mai multă grijă de tenul ei, să introducă în rutină produse calitative, etapă cu etapă, și ca să cunoașteți, în rutină avem nevoie de 3 produse de bază. Acesta este gel de curățare sau spuma, crema cu factor de protecție solară zilnic și crema hidratantă. Restul, seruri, creme pentru jurul ochilor, gât, decolteu, toate celelalte sunt opționale, deci trebuie să avem doar produsele de bază pentru început.
Adam, bine ați venit la garderoba mea. Valentina, îți mulțumim că ne-ai primit și sunt încântată să văd că totul le-ai sortat așa, le-ai curățat. Spune-mi sincer, ai mai făcut curățenie în garderobă până am venit eu la tine? Adică ai făcut o selecție la lucruri, la unele lucruri pe care nu le mai porți deja și le-ai pus într-o parte? Da, anterior am mai făcut, dar de ceva timp chiar nu și acum am făcut așa un mic refresh, să zic așa. Cât e greu renunți la hainele pe care nu le mai porți și dacă îți place să renunți la unele lucruri care nu te mai avantajează într-un fel? Ba da, sunt ok cu asta, renunț. În cazul dacă încep a arunca totul, ești ok cu asta? Încercăm să fim atunci. Am înțeles. Hai arată-mi tu mai întâi care sunt, nu știu, două piese vestimentare care sunt must have pentru garderoba ta și la care n-ai putea să renunți pentru că îți plac foarte mult. Ok, cred că încep cu costumul meu roșu. Este un costum clasic care îl prefer foarte mult. Este un costum, într-adevăr, care se mai poartă și în această perioadă. Îți spuneam că îți dă roșu foarte bine și e foarte ok că alegi anume această nuanță de roșu. Mai aprins nu ți s-ar potrivi și l-ai dozat cu o cămașă neagră. La fel poți adaugi și top negru, corset, adică ceea ce te-ar avantaja în partea de sus. Evident că acest costum îmi place și nu am de ce să zic că nu e frumos. Poți să-l pui la loc, el va rămâne în garderoba ta pentru că e un costum de bază care poate fi purtat de acum încolo foarte mult timp. Hai să vedem ce am văzut eu aici, tare mi-a sărit în ochi și vreau să vorbim un pic despre aceste nuanțe. Știu că îți plac culorile, da. E ok să le purtăm. Nu știu dacă ți-aș da un astfel de roz. E prea aprins pentru fototipul pielii pe care l-ai, un astfel de galben, un roz așa, mai stins, mai pastelat, da. Astfel de nuanțe aprinse e prea chicios și mie mi se pare că e pentru fetițele care merg la liceu. Adică, nu știu, eu nu agrez această nuanță și chiar dacă o vom face, vor fi pentru garderoba de vară. Atunci putem să punem nuanțe neon. În piesele vestimentare de bază de toamnă, iarnă, ele nu au ce căuta pentru că nu se vor asorta cu nimic. Și vrei tu sau nu, dar acest roz pleacă, ne părăsește, n-avem nevoie de el. Am mai văzut, știu că ești la sacou, n-ai cum. Ești profesoară și da. Îți place în fața studenților să fii mereu elegantă sau îți place să porți și haine smart casual asortate? Smart casual, mai mult în mare parte. N-ai cum. Ești profesoară de limba engleză, poți să îmbraci și hoodie cu astfel de sacouri. Adică doar trebuie să știi să le asortezi frumos. Aici vedem un sacou în pătrățele. E tare fain, tare îmi place. Plus că e foarte potrivit și la o pereche de blugi. Eu văd că tu le porți așa în combinația care le-ai pus? Nu. La întâmplare așa am pus, dar de fapt cămașa cu pantaloni. Da. Pentru că acest sacou nu are ce căuta aici, nu e din tema asta. În schimb am văzut un sacou alb care s-ar potrivi perfect la acest look. Îmi place și sacoul, îmi place și cămașa, e tare frumos, e tare stilat. Am văzut cămășile în dungi și presupun eu că noi, ca și toate femeile, purtăm dungi ca să ne facă un pic mai suple. Ei bine, să știi că și în cazul tău și în cazul meu, aceste dungi nu ne vor ajuta cu nimic. Sunt prea mărunte și vin clic-clic una peste alta, ceea ce o să bată mereu în ochi. Și e foarte ușor greu de asortat la ceva ca să ne supleze într-adevăr. Eu aș lua pentru tine altfel de dungi. Iarăși avem aici niște dungi. Așa, dungile. Dungile se poartă foarte mult. Aici trebuie să fii foarte atent cu ce asortezi. Nu dacă și îl preferi. La fel, rozul ăsta te poate face mai palidă decât de obicei. Dar dacă o să o dozezi cu o pereche de pantaloni albi și cu un maiou alb și nu o să adaugi cămașă care să te strângă așa, va fi ok. Trebuie să fii foarte atent în cromatica de asortări. Dar nu e rău, poate fi și un hoodie cu glugă, alb, o pereche de blugi sau o pereche de pantaloni deschiși și te-ai scos. Deci pentru această toamnă ai suficiente piese vestimentare. Nu e rău, n-am aruncat multe, doar două. Sunt sigură că dacă aș vedea tu ce ai în dulap, poate aș arunca mai multe. Dar ca să nu pierdem timp, eu zic să mergem în etapa următoare, adică la shopping și să înceapă acolo adevărata aventură. Ești pregătită? Da. Mergem. Magazinul Universal Unic ne deschide larg ușile și ne invită la cumpărături dintr-o gamă uriașă de hăinuțe potrivite pentru eroina de astăzi. În această ediție am ales să lucrăm cu brandurile autohtone create cu drag acasă. Magazinul Ilinca, Modern Show și Mac Jen sunt cei care i-au completat garderoba participantei de astăzi.
Participanta noastră, Valentina, a acceptat prima provocare și a fost singură stilista ei. Valentina, cum ți s-a părut această experiență? Și vreau să te întreb de ce ai ales o rochie, pentru că inițial când discutam cu noi, mi-ai spus că nu îți plac fustele prea mult și nici rochiile nu ești tare adeptă. De ce ai ales o rochie? Deci sunt adeptă pantalonelor, dar astăzi am decis să-mi aleg ceva, un stil mai clasic, rochie, desigur. Mi-a părut culoarea interesantă, îmi place culoarea bej și stilul rochiei, desigur. Rochia bej, într-adevăr, este o nuanță potrivită pentru tine. Îmi place tare mult pentru ce model de rochie ai optat, pentru că te întrebam și înainte să filmăm dacă îți cunoști tipul de siluetă pe care îl ai. Ai o siluetă pară, într-adevăr, ceea ce înseamnă că trebuie să te joci mai mult cu partea de jos a corpului și să încerci să o accentuezi frumos sau, din contră, să ascunzi ca să fie totul în balans. Ai făcut-o corect, pentru că lungimea rochiei este potrivită, modelul la fel. Eu ți-aș fi dat alt tip de încălțăminte, pentru că în această asortare o rochie atât de gingașă, fină, să adaugi încălțăminte neagră, e strident și nu dă bine. Dacă totuși ai mers pe varianta de broderie aici, atunci cu siguranță un pantof, stiletto sau o sandală era să fie perfect. Nu e rău, eu totuși aș vrea să mergem pe o notă mai teenager, da? Dacă e să vorbim în engleză, pentru că ai o vârstă frumoasă, ești tânără și noi nu ar trebui să-ți adăugăm vârstă prin ținutele vestimentare, dar din contra, să scoatem încă poate 5 ani, de ce nu? Eu sper să-mi reușească această provocare pe care o vom face astăzi împreună și dacă ești pregătită, eu să te invit la cabină, pentru că acolo o să vezi altceva. Nu știu, cel puțin prin fotografii, în garderobă, ce am analizat, nu am văzut. Hai să vedem dacă ne-a reușit să facem ceva. Ok. Participanta noastră de astăzi este Valentina, are 34 de ani, este profesoară de limbă engleză și are o siluetă de tip pară. Noi în acest compartiment o să discutăm mai mult despre meseria pe care o are și o să ne axăm pe silueta ei, care trebuie îmbrăcată și stilizată frumos. În prima ținută am ales un outfit smart casual, o ținută pe care o poate purta și la școală, dar și la plimbări. Este vorba de o pereche de pantaloni evazați mai groși de iarnă și un hoodie pe un camel. Am accesorizat toată această ținută cu o pereche de bocani masivi, cu o geacă din fâș, care la fel se poartă în această tendință, și o geantă perfectă. Prima ținută aleasă de Nicoleta îmi pare extraordinară. Sunt culori care anterior nu le-am mai purtat, dar îmi pare ceva foarte frumos. Desigur că aș putea purta această ținută atât la serviciu, de ce nu, și cred că și la plimbări în parc. Aștept cu nerăbdare să văd care este ținuta numărul 2. Am ales cel puțin nuanța pe care și-o doream. Spunea anterior că vrea să încerce ceva pe fucsia. Am mai văzut câte ceva din această nuanță în garderobă, așa că i-am ales un violet închis, un maieu de bază pe alb, o pereche de pantofi stiletto pe care trebuie să-i aibă neapărat în garderobă, o geantă pe alb și un sacou, adică un palton oversize din lână. Ce am ales pentru ținuta cu numărul 3 nu vreau să vă spun, pentru că o să o vedeți abia la final, când Victor și Ana vor face magie. A doua ținută aleasă din Nicoleta este una bestială, aș spune eu. Iarăși, acest tip de culori nu am mai purtat anterior. Fură ochiul, arată foarte elegant și desigur că aș putea să merg la serviciu în acest look. Abia aștept și a treia ținută, care de fapt va fi o surpriză pentru mine.
MAC Gent și Accesorii îți aduce la început de iarnă o nouă colecție de gentuțe la cele mai bune prețuri. Cu accesoriile MAC Gent îți poți completa orice ținută. Iar pentru că ei se gândesc la femeile mereu puse pe cumpărături, au și o super ofertă în această perioadă. Profită de ea și fii stilată cu MAC Gent. Un singur lucru este clar, avem o transformare de 100%. Una radicală, așa, cum ne place nouă. Ce vom spune? Nu переputul e nicio, e una se получилось. Ideal. Încă o transformare cu succes nu putea să fie altfel. Nu știam ce vrea Victor să facă, mi-a spus doar un simplu secret, că o va tunde scurt. Chiar atât de scurt nu mi-am imaginat, dar este tare și tare frumos. Așa că se înceapă numărătoarea inversă. 3, 2, 1! Babyliss obține un rezultat ca din salon, chiar la tine acasă. Cele mai bune gadgeturi de îngrijire și utilizare profesionistă le găsești la Babyliss. Ondulatoare, aparate de uscat, perii rotative și multe altele sunt disponibile într-o gamă variată la cele mai bune prețuri. Так, новая неделя, новая жертва, как нам сказала наша героиня, она жертва. Да, сегодня у нас именно будет жертва, потому что она останется у нас с не очень длинными волосами. Ну, как обычно, я люблю, в принципе. Насчет цветовой гаммы, не знаю, может быть, там при тонировании была немножко ошибочка, и она у нас слегка отдает, слегка в темный оттенок. Но надеюсь, что ей понравится. Здравствуй, как у тебя прошел шопинг? Mai хорошо. Bună ziua, foarte bine, cu succes. Da, думаешь? Ну, если она мне покажет, я откритикую, пойдете заново. Согласна? Окей, договорились. Расскажи, пожалуйста, какие эксперименты ты делала над своими волосами в жизни? Anterior am fost blondă, total vopsită, а ultima dată am făcut air touch. Ухаживаешь за волосами? Ну, судя по тому, как по сравнению с другими блондинками, да, у тебя более ухоженные волосы, это однозначно. Ты готова к новому чему-то? Пресупунка, да. Знаю, что у нее скоро свадьба, через полгода, но мы не будем отталкиваться от этого момента. Нам же все равно. Поехали. Este o doamnă tare frumoasă, nouă nu ne-a rămas decât doar să-i accentuăm trăsăturile frumoase pe care le are și eu zic că nouă ne-a reușit. Valentina, te salut! Cum te simți? Cum ești? Foarte bine. Emoții? Puține. Intuiești ceva ce a făcut Victor sau nimic? Nu am idee. Foarte bine, deci la noi totul e serios, nimeni nu trișează. Avem răbdare, încă puțin și ajungem la momentul cel mai mare. Spune-mi, te rog frumos, cât de des tu te machiezi, dacă tot am ajuns la această etapă? Povestește-mi un pic despre rutina ta de machiaj. Am o rutină simplă. În fiecare zi îmi aplic pur și simplu un fond de ten BB, atât. Deci eu vorbesc cu tine, dar mă uit în ochii tăi, ai o culoare. Deci păcat să nu accentuezi acești ochi. Apelezi și la un make-up artist, nu știu, când mai ai un eveniment, ceva, la sau... Evenimente, da. Deci apelezi. Nu este prima dată când te machiezi. Da. Nu o să fie nimic nou pentru tine, dar totuși eu cred că tot în ansamblu o să fie ceva diferit. Am văzut aceste sprâncene care mă deranjează, dacă despre ochi pot să zic că și forma, ai o formă migdalată, ceea ce poți să te joci cu ei,
cum vrei să faci orice machiaj pentru că ți se potrivește, atât linii de tuș, cât și un machiaj mai nud sau din potrivă unul mai accentuat, însă ce ține de aceste sprâncenuțe, care după cum văd sunt tatuate, strică toată povestea. Eu chiar îți recomand pe viitor, zi de zi, când mergi la muncă, nu le lăsa așa. Pentru că, uite, aceste sprâncene strică toată povestea. Eu am să-ți arăt acum și totodată o să fie aceste sfaturi utile, eu cred că și pentru telespectatoarele noastre, pentru că multe avem tatuaj care nu este chiar unul reușit. Deci e la una, doar vom face corecția ca să vedem diferența între una și alta. Deci, în primul și în primul rând, așa, avem nevoie de un pic de fond de ten. Pentru a mai estompa din culoarea accentuată care o ai. Chiar dacă nu reușești să aplici gel pe ele, fard sau creon, este suficient doar așa și deja s-a schimbat culoarea, deci nu se vede. Eu le văd mult mai ok așa acoperite decât partea cealaltă cum se vede. Așa, cu o pensulă oblică. Luăm un pic de gel și mare atenție, fetelor, atunci când utilizați gelul de sprâncene, este neapărat să punem cantitate de gel pe mână, îl retușăm și doar o cantitate foarte mică aplicăm pe sprâncene. Dacă îl punem direct, se încleie, se lipesc toate firele de păr și nu arată deloc estetic. Deci începem de la arcada sprâncenii, de la punctul cel mai înalt și cu mișcări foarte ușoare. Deci ca să fie ca o umbră, avem nevoie ca toate liniile care le ai să le retușăm și să facem așa un efect mai natural. Deci începem de la mijlocul sprâncenii, de la arcadă și treptat, treptat, când pensula deja este liberă, venim spre începutul sprâncenii, pentru că aici intensitatea culorii trebuie să fie minimă. Deci nu avem linii din astea, așa, și atât tatuajul chiar și la tine aici. Se oprește într-o linie, ceea ce ne face privirea să fie mai, așa, mai dură. Dar tu ești ginga așa la noi. Atunci când facem sprâncenile, ține cont mereu să fie partea care urcă până la arcadă două linii paralele. Dacă observi, la sprânceana stângă, deci avem două linii, după care treptat, treptat se micșorează și deci cumva prea ascuțit, prea dur este acest punct înalt, da? Arcada sprâncenii. Și asta la fel face să avem și trăsăturile mai dure. Și nici de cum aici nu a scuțit, ușor rotunjit. Iată așa. Pentru un efect și mai natural, o vom pieptăna puțin. Putem să aplicăm un gel fixator la final pentru fixarea firelor de păr. Aici văd un bol care trebuie să-l adaug. Eu știu că acum îți pare complicat. Când ești, știu că așa non spot, dar tu de fiecare dată când ai să faci, ai să deschizi video de la emisiune și după o lună să vezi, ești profi. Așa. Este bine și așa, dar eu am să mai adaug aici cu o pensulă plată. Iată așa, să fie o pensulă dreaptă plată. Aplic un pic de fond de ten. Deci accentuez și mai bine, iată, zona aici, zona sub sprânceană. Deci deasupra se primește că linia este așa foarte fumurie, ușoară și jos accentuăm forma. Gata, avem o sprâncenuță frumoasă. Deci nu zici că de sub avem tatuaj, nu se vede culoarea roșietică și este corectată într-un mod corect cum ar trebui sprâncenele tale să arete. Eu sper că au fost utile sfaturile și da, o să trebuiască să te mai uiți la video ca să prinzi toate. Dar începutul deja este bun. Eu aștept video și poze după emisiune, cum tu zi de zile faci și îmi trimiți, că eu știu că e ușor să zici da, dar okay. Nu mai facem, ok? Da. Scochi pe tine. Acum, hai să trecem mai departe la treabă și eu sunt tare curioasă ce o să iasă la final, așa că hai, mergem!
singur lucru este clar, avem o transformare de 100%. Una radicală, așa, cum ne place nouă. Ce vom spune? Не перепутал я ничего, и у нас все получилось идеально. Încă o transformare cu succes nu putea să fie altfel. Nu știam ce vrea Victor să facă, mi-a spus doar un simplu secret, că o va tunde scurt. Chiar atât de scurt nu mi-am imaginat, dar este tare și tare frumos. Dragă echipă, încă o transformare cu succes, Victor și Ana, vă mulțumesc și de această dată, că cel puțin sunt sigură că visul participantei a devenit realitate. Nu știu dacă nuanța, dacă machiajul, dacă ținuta îi va place, pentru că nu s-a văzut până acum nicio secundă și eu cred că momentul adevărului a sosit, așa că să înceapă numărătoarea inversă. 3, 2, 1! Eu. Mamă, dragă! Mă, dragă, și ochi! Reacție, cuvinte, emoții! Nu știu, nici nu știu, nu m-am așteptat, adică ești, am înțeles că mi s-a scurtat tare părul, dar nu m-am așteptat la... Nu te-ai așteptat să-ți stea atât de bine, probabil. Da, nu mă recunosc, adică e persoană total schimbată și total diferită față de cea care era mea anterior. Adică nu credeam că o machiaj și o coafură poate să schimbi momentul atât de mult. Iată că două zile full de filmări alături de tine au trecut. Am văzut uimirea ta în oglindă atunci când ai deschis ochii. Ți se părea că e altă femeie în oglindă? Da, am crezut că e altcineva. Nu ai mai fost tunsă atât de scurt niciodată? În așa stil nu. Noi ne bucurăm că îți place, pentru că simt asta că îți place. Totul îți vine perfect. Vrem să fii stilată de acum încolo mereu și să știi că și partenerii noștri îți susțin curajul în continuare. Cei de la Babyliss au un gadget pentru tine ca să poți să-ți aranjezi singura acasă podaba capilară. La fel, cei de la MAC Gents te așteaptă să-ți alegi o bijuterie și, evident, ținutele de la Unic vor fi mereu binevenite pentru tine. Noi îți mulțumim pentru că te-ai lăsat pe mâinile noastre și să fii frumoasă în fiecare zi de acum încolo. Și eu vă mulțumesc foarte mult și aș vrea să mulțumesc întregii echipe. Sunteți niște persoane extraordinare și vă mulțumesc foarte mult. Doamna Valentina! Poți să-i dau florile, da? Da. Nu v-am recunoscut, sincer. Minunat. Foarte mulți ani, adică parcă fi colega mea, nu doamna Valentina. Nici nu pot să-ți zic doamna Valentina, ești așa foarte tânără și stilată. Arăți extraordinar și ești mult mai încrezută și văd această modificare în tine și mă bucur că am ocazia să fiu prima, printre primii care o văd. Și sper să te văd așa mereu, nu doar astăzi și nu doar până se termină filmările, dar și după și în fiecare zi. Mersi mult! Numele meu este Valentina Duzinchevici. Gata, începem? În cazul participante sau nume, per general? Acum sunt prea mult atenție asupra mea. Să un palton care se poartă. Da, da? Un simbol, da? Da. Simplu? Poți șterge leac ecranul cu coftița ta, că el îi deiște. E bine? Nu e nevoie să mai spun? Partenerii emisiunii Centrul Comercial Unic. Babyliss.
MAC, genți și accesorii.